Vrei să vezi cum poți realiza fuziunea în bucătărie? Să începem de la un anunț recent. S-a realizat fuziune nucleară cu câștig de energie. De data aceasta, de mai multe ori, nu doar într-un singur experiment. Ce s-a întâmplat? În decembrie 2022, laboratorul Lawrence Livermore, care studiază fuziunea cu laser, anunța un rezultat premieră. Pentru prima dată, energia obținută în urma fuziunii era mai mare decât energia pompată pentru a o iniția. Rezultatul era încurajator, pentru că fuziunea cu laseri părea să fi rămas în urma metodei mai des întâlnite, cea care folosește magneți pentru a izola plasmă, așa cum este la ITER, în Franța. În decembrie 2022 însă, se vorbea de un rezultat întâmplător. Acum însă, același laborator anunță că a reușit să reproducă efectul de mai multe ori, prin îmbunătățirea sistemului. Hai să ne folosim de acest rezultat pentru a vedea cum funcționează fuziunea cu laseri. Ce s-a întâmplat acum un an de zile și ce acum? La prima vedere, este un rezultat excepțional. O adevărată premieră în istoria umanității. Fuziunea cu laser a produs energie în plus într-un mod controlat. Vom avea energie gratis de anul viitor și ne vom încălzi în sfârșit cât vrem noi. Hai să începem cu bază, iar în cea de-a doua parte a videoului să privim mai cu atenție provocările practice. Centralele nucleare folosesc două principii opuse, fisiunea sau fuziunea. La fisiune, atomii se sparg și eliberează energie în proces. La Cernavodă, de exemplu, atomii de uraniu fisionează, se sparg, iar bucățile rezultate zboară cu viteze mari într-un cazan cu apă. Apa se încălzește și eliberează abur, care, la rândul lui, pune în mișcare o turbină electrică. La sfârșit, electricitatea ajunge în casă, iar tu scoți din buzunar bani pentru fiecare megajul de energie. La fuziune, e pe invers. Atomii se unesc și eliberează energie. Cum se poate asta? Păi gândiți-vă la doi magneți. La distanță, nu se simt. Când îi apropiați cu poli opuși, ei se atrag și, dacă îi lăsați liberi, se lipesc cu zgomot, eliberând o parte din energia lor, aici cinetică. Asta se întâmplă cu protonii din Soare. La distanță se ignoră, ca niște străini. La apropiere intră tot felul de forțe în acțiune, așa cum se întâmplă între doi îndrăgostiți sau magneți. Ați prins ideea. La protoni, asta este forța nucleară tare. Prin forța asta, în nucleul Soarelui, 4 atomi de hidrogen, care conțin câte un proton în nucleu, se unesc după mai multe procese într-unul de heliu. Iar energia eliberată o simțim noi când ne încălzim la lumina soarelui. Protonii au aceeași sarcină electrică. Ei se resping înainte de a fi atrași și uniți de forța nucleară tare. Tot așa cum se aranjează unele căsătorii, împingând tinerii unul către altul în speranța că se lipește ceva, la fel și soarele crește temperatura și presiunea în centrul său, în așa fel încât protonii atomilor de hidrogen să ajungă mai aproape unul de altul și să inițieze procesul de fuziune prin intermediul forței nucleare tari. E drept, asta ajută și tunelarea cuantică, ce face ca protonii să depășească mai ușor bariera de potențial a forțelor electrostatice. Oamenii vor să reproducă procesul de fuziune pe Pământ într-o formă controlată, că într-o formă necontrolată, în bombele cu hidrogen, a fost realizat. Pentru asta însă, trebuie să recreăm condițiile din centrul Soarelui. Uite rețeta, în caz că vreți să încercați fuziunea în bucătărie. Puneți într-o oală un gaz de hidrogen, iar apoi acoperiți cu capacul să nu scape. Încălziți apoi la câteva milioane de grade, până când atomii se spar, iar electronii se separă de protoni, totul ajungând un fel de ciorbă care, în termeni tehnici, se numește plasmă. Apoi apăsați pe capac în așa fel încât să comprimați gazul de hidrogen la presiuni de milioane de ori mai mari decât cele cu care sunteți obișnuiți la ciorba de burtă. Cu puțin noroc, protonii se apropie suficient de mult încât să inițieze procesul de fuziune. În final, puneți-vă masca de sudor să nu vă orbească lumina ce iese de acolo și controlați procesul să nu care cumva să sară capacul de pe oală. Sunt două tipuri de metode care implementează, mai complet decât descrierea noastră, fuziunea. Confinarea magnetică și confinarea inerțială. Cuvântul confinare e în dex, vine de la confinement în engleză, care înseamnă o izolare a plasmei. Că am uitat să vă spun, plasma din oala noastră nu are voie să atingă pereții oalei. La temperaturile ei de milioane de grade,
pereții vor exploda. În metoda de confinare magnetică, plasma de hidrogen este izolată într-o zonă vidată, fără să atingă pereții, cu ajutorul unor câmpuri magnetice puternice. Configurația cea mai des întâlnită este cea a unui tor magnetic, ca o gogoașă cu gaură, care poartă numele de tokamak. Despre asta altă dată. Despre a doua metodă vorbim astăzi, confinarea inerțială. E mai cunoscută sub denumirea de metodă cu laser. Metoda cu laser a fost încercată fără succes timp de o jumătate de secol. De când a fost calculată dimensiunea cea mai mică a unei pastile de hidrogen capabilă să inițieze fuziunea. Ea are dimensiuni de câțiva milimetri. Cel mai important laborator care testează metoda aceasta este National Ignition Facility din Statele Unite. Așa cum am menționat, acesta a anunțat că a reușit să obțină, de data aceasta în mai multe încercări, nu doar una, ca acum un an, o fuziune cu exces de energie. Adică s-a obținut mai multă energie decât s-a băgat în proces. Atenție, energia nu e din nimic. Ea exista în atomul de hidrogen, doar că pentru a o scoate de acolo a fost nevoie de o altă energie inițială, cam ca la pompele de căldură. Avem deci un surplus net de energie, adică scoatem în final mai multă energie decât cea pompată inițial. Pentru a înțelege cum se poate, trebuie să ne murdărim pe mâini și să intrăm în detalii, așa că să-i dăm drumul. Experimentele au fost făcute în cel mai puternic laborator cu laser din lume. Este un laborator folosit adeseori în proiecte militare, în care se testează ce se întâmplă în interiorul mingilor de foc ale bombelor nucleare, fără a exploda una, bineînțeles. Acest laborator conține unii dintre cei mai puternici laseri din lume și în cazul de față, aproape 200 de laseri și-au trimis simultan, pentru o fracțiune de secundă, razele către capsula cu hidrogen. În aceste tipuri de experimente, se măsoară energia pusă de laser în capsulă și energia scoasă în urma fuziunii. În experimentele din decembrie 2022, laserii au dat capsulei aproximativ 2 megajuli și s-a măsurat cum fuziunea a generat 3 megajuli, adică un câștig net de energie, recorduri istorice. Dar energia luată de laseri și de toată instalația electrică de la rețea a fost atunci de sute de ori mai mare decât cele 2 megajuli pompate în capsulă. O parte a fost folosită la amplificarea pulsurilor de laseri, alta pentru a compensa pierderile optice și așa mai departe. Deci, în total, procesul de fuziune a fost ineficient. O altă chestiune. Energia generată prin fuziune de 3 megajuli pe capsulă abia ajunge să fierbe în câțiva litri de apă, adică e foarte puțin. În plus, capsula se putea schimba abia la 6 ore. Pentru a genera energie la niveluri industriale, trebuie să folosim capsule mai mari, ceea ce devine mai periculos, sau să schimbăm capsulele mult mai repede. Ideal e să le schimbăm la intervale de miliardimi de secundă, așa fel încât procesul de fuziune început cu prima capsulă să se continue cu cea de-a doua și cea de-a treia capsulă, adică să nu stingem această flacără a fuziunii odată început. Putem și reorienta raza de laser către o altă capsulă, cu provocările aferente. Diferența aceasta de la 6 ore la miliardimi de secundă dă dureri de cap celor care vor să facă din metoda cu laseri una industrială. În plus, capsulele nu folosesc hidrogen obișnuit, ci 2 izotopi de hidrogen, deuteriu și tritiu. Hidrogenul obișnuit are un singur proton în nucleu, deuteriul un proton și un neutron, iar tritiul un proton și 2 neutroni. Puteți face și voi adunarea. Un deuteriu și un tritiu fac 2 protoni și 3 neutroni, adică un nucleu de heliu care are 2 protoni și 2 neutroni plus un neutron adițional care duce reacția de fuziune mai departe. Alegerea are un avantaj pentru că un nucleu de deuteriu și unul de tritiu se resping mai puțin decât 2 protoni, chiar dacă au aceeași sarcină electrică. Neutronii adiționali funcționează ca un fel de lipici care ajută. Reacția de fuziune care folosește deuteriu și tritiu are astfel o probabilitate mai mare. Tritiul însă pune o problemă pentru viitoare centrale nucleare. E scump și puțin radioactiv, timp de înjumătățire 12 ani.
Un gram de tritiu costă vreo 30.000 de dolari, iar o capsulă folosește câteva miligrame. Asta înseamnă că ne costă deja câteva zeci de dolari să încălzim cei câțiva litri de apă. Cam scump, dar asta nu e tot. Citesc din două surse că în natură se găsesc doar câteva kilograme de tritiu, mai puțin chiar decât tritiul din deșeurile exploziilor nucleare, așa că trebuie să producem noi tritiul necesar. Speranța e că, odată fuziunea făcută eficient, să producem tritiu bazându-ne pe neutronii adiționali care ies din reacția de fuziune. Așa ceva se încearcă și la ITER, metoda concurentă cu magneți. Însă acolo citeam că aceste proiecte de cercetare au fost momentan stopate, așa încât nimeni nu ne poate spune acum cum vom putea produce tritiu eficient economic într-o centrală nucleară. De ce îi spune metodei cu laseri metodă inerțială? Hai să vorbim și despre asta. Vedeți cum e făcută capsula? Are o parte exterioară de plastic, iar capsula conține deuteriu și tritiu în formă solidă și gazoasă. Această capsulă este plasată într-un recipient placat cu aur. În primă instanță, razele laser ultraviolete lovesc foițele de aur și generează raze X. Mecanismul este cel copiat de la bombele nucleare. Razele X ajung uniform la pereții capsulei și o fac să explodeze. Explozia aceasta a pereților externi determină o implozie a conținutului capsulei, ca așa ne spune legea acțiunii și reacțiunea lui. Cred că cel mai bun exemplu este să ne imaginăm că sărim cu toții în jurul Pământului pe suprafața Pământului în același timp. Când sărim în sus, explozia pereților capsulei împingem Pământul în jos cu picioarele noastre, ca așa zice legea acțiunii și reacțiunii. Dacă sărim toți în același timp în jurul Pământului, sunteți de acord că vom comprima pentru un moment scurt Pământul? Așa cred eu că e și cu capsula. Explozia pereților exteriori împinge partea interioară către centru, care implodează. Implozia determină o creștere a temperaturii și presiunii în deuteriu și tritiu, care inițiază apoi procesul de fuziune. Se eliberează astfel energie. Procesul poartă denumirea de confinare inerțială, făcând astfel referire la legile lui Newton. Cum va fi recuperată energia? Ei, asta este o altă necunoscută. Se presupune că produsele reacției vor ajunge în apă și o vor încălzi, așa cum se întâmplă la reactoarele cu fisiune. Detalii practice nu se cunosc încă. Deci, sunt ultimele rezultate un miracol, sunt un eveniment istoric sau un simplu pas înainte? Îmi e greu să mă pronunț. Nu atât că trebuie depășite multe obstacole până când să se producă pe scară industrială energie din fuziune, cât că primul anunț al acestei realizări, care s-a făcut pentru prima dată în decembrie 2022, a fost legat și de armele nucleare. În conferința de presă s-a spus atunci că rezultatul acesta arată capabilitățile nucleare ale Statelor Unite. Unii vorbesc pe la colțuri că a existat atunci chiar o presiune pe cercetători pentru ca aceste rezultate să apară. Se spunea atunci că, dintre toate capsulele care așteptau să fie testate de pe margine, cercetătorii americani au ales-o pe cea mai bună. Ar fi contat puritatea probei, contaminarea cu tungsten, lipsa de defecte, etc. Probabil așa s-a și întâmplat atunci. Noile rezultate însă, unde s-a putut reproduce efectul la mai multe capsule, arată că există progres. Zvonul însă era doar parțial adevărat, că cealte articole sugerau că cercetătorii au îmbunătățit și forma fascicului de laser, în așa fel încât comprimarea să fie mai simetrică și deci mai eficientă. Cert este că progresul există, de la an la an, cu doar câțiva ani înainte atinseseră 50% eficiență energetică. Rămâne fuziunea un vis? Voi ce credeți? Scrieți în comentarii. Pe care dintre cele două tehnologii ați paria? Tehnologia cu magnet tokamak sau tehnologia inerțială cu laseri? Eu vă mulțumesc pentru contribuțiile voastre de pe Patreon. Ele sunt recompensate cu apariția numelui în această listă. În plus, membrii Schrödinger și Einstein primesc și răspunsuri directe de la mine, personalizate, la întrebările pe care le au. În final, dacă nu v-ați abonat încă la canal, o puteți face chiar acum, apăsând acest buton de abonare. Link-urile la cărțile pe care le-am scris și la alte materiale de popularizare a științei le găsiți în descriere. Până data viitoare, sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!